Îmi place confortul. Și dacă nu mi se oferă, fac tot posibilul să mi-l procur singur. Și astăzi ne uităm la un idol care este cât se poate de perfid, pentru că este cât se poate de natural să căutăm confortul. Însă până unde mergem ca să-l căutăm? Îmi place confortul, așa cum ați auzit, și nu-mi place nimic din ce mi-amenință confortul. De exemplu, din cauza asta, nu-mi plac drumățiile pe munte cu cortul. Nu văd niciun sens să urc un munte dacă acolo sus nu mă așteaptă o cafenea. Să mă și întorc înapoi, chiar nu înțeleg. Dar în salvarea mea și a celor ca și mine s-a inventat ceea ce se numește glamping. O imagine vorbește cât 1000 de cuvinte și așa arată corturile pentru glamping. Glamping este un cuvânt compus, o combinație între glamour și camping. Scopul este cât se poate de clar să ofere facilitățile de lux și confort pe care le avea acasă, chiar dacă ești departe în natură. Dacă ne uităm la următoarea imagine, o să vezi că poți să mergi în natură, să dormi sub cerul liber, fără să fii sub cerul liber. Dacă vreți, există o contradicție în termeni. Mergi în natură să fii în natură, dar ți-ai duce toată casa cu tine. Eu așa m-aș duce în natură. Dar asta, practic, exemplifică cât se poate de clar ce se întâmplă cu noi în calitate de credincioși, dacă vreți, în bisericile de astăzi. Pentru că ne creăm o biserică atât de confortabilă încât cu greu o vom mai părăsi în termenii mergeți și faceți ucenici. E prea bine aici, de ce să plec? Ne construim niște case atât de confortabile încât cu greu mai visăm la locuința noastră de sus. Ne înconjurăm cu niște prieteni atât de asemenea nouă încât cu greu am avea nevoie de altcineva din afară sau ne-ar mai interesa despre alții din afara cercului nostru de prieteni. Așa că cultura asta confortului este cât se poate de naturală și prezentă în viața noastră, mai ales când zici, băi, am scăpat de comunism, în sfârșit avem belșug și putem să ni le procurăm. Nu-i așa? Oarecum ne scuzăm că tânjim după el. Nu că ar fi o problemă atunci când tânjești. Hai să ne uităm să vedem cum arată cultura asta a confortului dintr-o perspectivă seculară, ca mai apoi să mergem înspre noi, astăzi, aici, din punct de vedere scriptural. Așa că cultura confortului se referă la societatea aceea care prioritizează reducerea disconfortului fizic, emoțional și social prin tot felul de adăugiri vieții care fac viața mai frumoasă. Așa că câteva caracteristici. În primul rând, evităm riscul și provocările. De ce am riscat ceva ce pune în joc ceea ce am obținut deja? De ce am mai intrat în provocări profesionale, sociale, chiar religioase, dacă am ajuns într-un punct în care în sfârșit mi-e bine? Apoi suntem dependenți de tehnologie, nu-i așa? Și ne-am uitat la idolul tehnologismului. Și tehnologia asta a pornit de la a facilita confortul. Vrem să avem aparate în bucătărie, vrem să avem aparate în garaj, vrem să avem diferite gadgeturi care toate facilitează confortul, însă devenim dependenți de acele gadgeturi și aparate. N-avem internet de vineri acasă și să vedeți ce dependențe se descoperă când nu ai internet acasă. Da, stăm în Florești. În cultura confortului, concentrarea este pe bunăstarea personală. Nu e așa că strângem, avem grijă de mentalitate, de sănătatea noastră mentală, fizică, socială și nu mai vrem să intrăm în relații care ar putea să pună sub semnul întrebării această bunăstare. Toate astea sunt potențate de consumerism. Astăzi suntem într-o generație care niciodată n-a fost atât de bogată ca până aici și ne permite multe lucruri. Uitați-vă câte sute de euro aveți în buzunare prin telefonul pe care îl purtați acolo. Gândiți-vă la lucrurile astea și vedem cum consumerismul potențiază fericirea și deseori o și condiționează. Apoi evităm disconfortul emoțional și tendința este de a evita situații care par a genera stres, anxietate, disconfort emoțional, nu ne lăsăm provocați în discuții și nu provocăm în discuții ca nu cumva să dăm la o parte confortul.
Toate astea ne fac să scădem din punct de vedere a rezilienței. Constant în confort, constant în plăcere, constant fără a depune efort, nu mai suntem în stare să susținem o muncă îndelungată. Nu mai suntem în stare să trecem prin situații dificile cum am fi trecut mai demult. Se generează și relații superficiale încă o trăsătură. Fiindcă ținem relațiile la distanță și nu intrăm în contact foarte profund ca nu cumva să riscăm aparențele. Și apoi, lipsa creșterii personale de orice fel este un rezultat destul de clar. Însă toate astea sunt doar niște trăsături dintr-o perspectivă seculară. N-am amintit nimic de Dumnezeu, nu ne-am uitat deloc în Scriptură, dar suntem poate într-o generație care e definită de trăsăturile astea. Dar hai să vedem, dacă ne uităm la idolatria confortului, la o perspectivă biblică, ce vedem acolo. Și aș începe spunând că creștinismul nu a fost și nu este despre confort. Creștinismul nu a fost și nu este despre confort de la nașterea lui Hristos în cele mai rele condiții. La nașterea creștinismului pe o cruce și dezvoltarea lui prin persecuție și martiraj, toate astea ne arată că nu există creștinism confortabil. Dacă ne simțim confortabil, s-ar putea să nu fie cea mai pură formă a creștinismului. Așadar, în sens biblic, idolatria se extinde dincolo de închinarea la idoli fizici și include orice lucru i-ar lua locul lui Dumnezeu și este considerat prioritar în fața relației cu Dumnezeu. De aceea confortul poate deveni un idol. Și atunci când devine obiectul principal al vieții cuiva, care duce la automulțumire, la diminuarea zelului pentru probleme spirituale și o viață trăită evitând sacrificii, provocări, care adeseori însoțesc credința creștină. Hai să ne uităm la câteva texte care vorbesc adiacent despre ceea ce poate să fie idolul confortului. Și v-aș invita să ne uităm în Matei 6, 24. În Matei 6, 24, textul spune așa: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Și când vorbim despre doi stăpâni, putem să punem acolo Dumnezeu și ceva. În cazul în care confortul este pus acolo și este stăpânul vieții tale, prin faptul că tot ceea ce ai tu mai bun generezi pentru a-ți facilita și întreține confortul, s-ar putea să ai o problemă. Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Observați? Nesocotești pe Dumnezeu pentru că, la ora 9, la biserică, serios, nesocotești pe Dumnezeu pentru că și puneți dumneavoastră acolo ce trebuie să faci și nu este neapărat confortabil. Un alt text care vorbește despre asta este Luca 9:23. Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și nu-i cruciulița de la gât. Dar gândiți-vă ce înseamnă asta, să te lepezi de sine, adică tu să nu mai fii important. Și să iei tot ceea ce semnifică sacrificiu până la moarte și să-L urmezi pe Hristos. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va mântui. Să-ți pierzi viața de dragul lui Hristos. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi și s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Oricine se va rușina de mine. Aici nici măcar nu vorbim despre lucruri materiale, ci vorbim despre cum reacționez eu când sunt identificat cu un grup social care nu este cel mai plăcut, și anume pocăiții. Oricine se va rușina de mine. Dacă tinzi să zici nu vreau să fiu identificat cu pocăiții, s-ar putea să ai o problemă. Un alt text vorbește în 1 Timotei 6:10, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Și iubirea asta de bani este cea care facilitează confortul și s-ar putea să zici, băi, dar eu nu iubesc banii. Nu, dar iubești canapeaua aia de piele și iubești mașina respectivă și iubești casa aia mai mare și îți nenorocești familia pe crucea confortului. Să nu spunem că nenorocim relația cu Dumnezeu. Apocalipsa 3 este un alt text care vorbește despre asta, și anume, îngerului bisericii din Laodicea să-i scrii: iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu, și anume, știu faptele tale că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu lipsă de nimic.
și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Eu mustru și pedepsesc pe cei pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te, încheie textul. Vorbim despre confortul și bogăția care te conduc în punctul în care zici, mi-e așa de bine. Mi-e așa de bine. Nu mai tinzi pe mai mult, nu mai te chinui pe mai mult. Ți-e bine așa cum ești. Autosuficiența asta. Matei 19, un alt text, tânărul i-a zis, toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, zice Iisus, du-te, devinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Du-te și vinde ce ai, adică du-te, renunță la tot ceea ce îți oferă siguranță și confort. Și urmează-mă. Suntem dispuși să luăm ad literam ce scrie aici? Hai mă, Vlad, citim și altfel Biblia. Confortul și siguranța sunt generate de o bogăție și lucrurile astea s-ar putea să fie un obstacol. Și acum ne apropiem de un text care este bine ascuns în Scriptură și nu citim în nota asta. Și anume, Evrei 12:1. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară. Cu alte cuvinte, să dăm la o parte orice ne-ar putea împiedica să-L urmăm pe Hristos și păcatele. Și anume, s-ar putea să ai piedici în viața ta care să nu fie păcate și să te împiedice să-L urmezi pe Hristos. Să dăm la o parte orice piedică. Și care-i piedica aia? Programul meu de somn. Care-i piedica aia? Puneți dumneavoastră acolo. Dar s-ar putea să fie lucruri care în sine nu sunt păcătoase, dar să te împiedice în a alerga cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Stăruință versus confort. Și pui acolo la orice piedică ceea ce știi tu cel mai bine că te face să stai acasă atunci când ești chemat să pui mâna și să faci ceva de dragul lui Hristos. Care sunt concluziile? Biblia sugerează că transformarea confortului într-un idol este incompatibil cu o viață dedicată urmării lui Hristos. El îndeamnă la o reevaluare a priorității, aceste versete, îndemnându-i pe credincioși să îmbrățișeze sacrificiu, slujirea și deseori disconfortul ca aspecte integrante ale vieții de credință. Când citești versetele acestea prin lentila asta, îți dai seama că suntem departe de ceea ce însemna creștinismul pentru cei ce le-au citit pentru prima oară în secolul I. Și așa se naște idolul confortului. Ce aș vrea să facem mai departe este, după ce ne-am uitat la cultura confortului, după ce ne-am uitat la idolatria confortului din punct de vedere biblic, aș vrea să ne uităm la trăsături ale acestui idol. Și s-ar putea ca aceste trăsături să nu ți se aplice ție. Dar acestea sunt trăsăturile pe care le găsim în general și mai apoi ne vom uita un pic mai focalizat fiecare în dreptul nostru. În primul rând, o trăsătură a idolului este egocentrismul. Un idol al confortului promovează un stil de viață egocentric în care satisfacția personală devine scopul principal al vieții noastre. Dacă satisfacția aia este scopul tău în tot ceea ce faci, s-ar putea să fii aici. Când totul este despre tine, despre cum îți este tine, despre ce vrei tu, s-ar putea să nu mai ai loc de alte relații. Și rezultatul egocentrismului sunt relații deteriorate. Relațiile necesită muncă, compromis, confruntare cu adevăruri incomode. Dacă e despre tine, s-ar putea să nu mai fie loc de alții. O altă trăsătură a idolului este materialismul și lăcomia. Și deja le-am văzut din textele pe care le-am citit. Căutarea confortului duce la materialism. Pentru că confortul este generat de lucruri materiale. Și lăcomia poate să fie tot acolo. Și știi foarte bine, pentru că am trecut deja prin idolii ăștia. O altă trăsătură este automulțumirea spirituală. Când te uiți la tine și zici, Doamne, ce te-ai face fără mine? Când te uiți la tine și zici, ca mine nu s-a mai făcut altul. Când ești de neînlocuit, când crezi că tu ești cel mai bun, s-ar putea să fii aici. Și trăsătura asta a automulțumirii, a te uiți în oglindă și nu știi cum să-i mulțumești mamei tale că te-a făcut așa de fain. Ai o problemă. Și mai ales când pui lentila spirituală pe această automulțumire, s-ar putea să fim acolo. Și despre asta e vorba, despre a fi căldicel. Că nu ești în clocot, ești căldicel, dar tu te mulțumești că ești căldicel. Păi de-aia măcar ești căldicel, altul e rece. Și standardele noastre sunt aici.
O altă trăsătură acestui idol este frica de sacrificiu și de suferință. Gândiți-vă cât de des ne rugăm, Doamne, păzește-mă, nu mă lăsa să. Și asta e în contrast cu ceea ce ne cheamă Hristos, și anume să participăm în suferințele lui Hristos. Filipeni 3:10. Cum citim texte ca și astea? Doamne, slavă ție că sufăr pentru tine. Nu-i pentru secolul 21. Apoi, cum să te bucuri de suferințele tale știind că suferința produce perseverență? Doamne, dar mai ai? Mă mai apeși? Și el spune, nu, nu. Tu ai nevoie de asta. Mulțumesc, Doamne, mă descurc și fără. O altă trăsătură este neglijarea disciplinelor spirituale. Disciplina este opusul confortului. Să te trezești, să postești, să te rogi, să citești. Lucrurile care zice, banalități. Da, banalități, dar banalitățile astea sunt date la o parte pentru că ne interferează cu confortul pe care l-am. Și asta produce stagnare în creșterea personală din punct de vedere al lui Hristos. O altă trăsătură este neascultarea față de chemarea lui Dumnezeu. Gândiți-vă cum ne rugăm noi când vorbim, Doamne, arată-mi ce vrei de la mine. Dacă ne rugăm asta. Gândește, ce ar însemna Dumnezeu să zică, vinde tot ce ai și mută-te în Oltenia. IT-știi pot lucra și din Oltenia. Casele mai este în Oltenia. Doamne, m-ai ajutat să devin medic. Acolo nu găsim medici. Dacă Dumnezeu îți spune, vinde tot și mută-te în Oltenia. Dar dacă zice, mută-te în Moldova, de peste Prut. Nu e așa că sunt rugăciuni pe care nu le rostim. De ce oare? Fuga inițială a lui Iona de la porunca lui Dumnezeu de a merge la Ninive s-ar putea să fie în zona asta când stai și o citești. Apoi toate lucrurile astea generează valori și priorități distorsionate pentru că ne rugăm cu frâna de mână trasă ca nu cumva Dumnezeu să răspundă la rugăciuni periculoase. Apoi mergem mai departe și vedem cum începem să ne izolăm de comunitatea în care suntem și de misiune. Nu cumva Dumnezeu să ne trimită să facem. Și slavă Domnului că putem să spunem lucrurile astea când avem misionari dintre noi care sunt în Africa. Nu știu dacă s-a înghesuit lumea pe lista aia. Astea sunt trăsăturile generale. Și dacă stăm și noi la trăsături generale, s-ar putea să vă... A, mie nu mi se aplică. Poate că e prea general câteodată. Și ce aș vrea să facem este să focalizăm un pic pe noi și să începem să ne vedem în viața personală. Și aș vrea să dau câteva exemple de lucruri care s-ar putea să sugereze că ai un creștinism confortabil sau prea confortabil. Gândiți-vă că credința creștină este în mod inerent incomodă. Nu e ușor să fii pocăit. Nu e ușor să spui public că ești pocăit. Hai să mai forțim cuvântul ăsta, pocăit. Nu putem să spunem evanghelic, neoprotestant. Și asta e un semn că deranjează. A fi ucenic al lui Hristos înseamnă să te lepezi de tine, înseamnă să-ți iei crucea, înseamnă să te supui persecuției, să renunți la confortul casei, să renunți la prioritatea familiei, să fii dispus să renunți la toate bunurile materiale și chiar să fii răstignit împreună cu Hristos. Deloc, deloc. Nu sună reclamă bună în ziua de azi. C.S. Lewis vorbește despre alegerea creștinismului pentru ce îți oferă în termenii următori. Uitați ce spune el. Nu m-am dus la religia creștină pentru a mă face fericit. Am știut dintotdeauna că o sticlă de vin va face asta. Dacă vreți o religie care să vă facă să vă simțiți cu adevărat confortabili, cu siguranță nu vă recomand creștinismul. Dacă ai venit la Hristos pentru cât de bine te simți, s-ar putea să fii ales greșit. Hai să vedem care sunt câteva semne că am ajuns într-un creștinism prea confortabil. Și dau câteva exemple pe care aș vrea să le luăm la rând, încercând să ne aducem fiecare discuția asta în dreptul nostru. În primul rând, pentru tine nu există paradoxuri, tensiuni și întrebări nerezolvate. Toată Scriptura e clară. Când citești Biblia, tu le înțelegi pe toate. Suverenitatea lui Dumnezeu, care coexistă cu acțiunea umană și libertatea umană, nu e un paradox pentru tine. Tu le știi. Trinitatea, serios, asta de mult de-am priceput. Apoi, cum lucrează și cum cercetează Duhul Sfânt pe tine personal, din nou tu le înțelegi.
ca să enumer doar câteva aspecte. Nimic nu te mai zguduie, nimic nu te mai impresionează, totul e clar. Vii la biserică că ce să faci duminica dimineața? Dacă ești acolo, dă-mi voie să-ți spun, creștinismul s-ar putea să fie prea confortabil pentru tine. Reversul acestei poziții este că vedem viața creștină ca pe o listă de așa da și așa nu. Asta facem, asta nu facem. Și când vedem doar o listă de da și nu, noi nu mai stăm să frământăm lucrurile. Noi nu mai căutăm în adâncul sufletului ce gândim, cum gândim, cum ne uităm. E foarte ușor să te uiți la așa da și așa nu. O altă trăsătură care s-ar putea să-ți fie mai aproape, și anume, prietenii și colegii de serviciu sunt surprinși să afle că ești creștin care mergi la biserică. Asta mi se pare periculos. Să mergi la muncă și într-o discuție accidentală să reiasă că tu mergi la biserică. Să fie surprinși toți. Tu mergi la biserică? N-am știut. Nu se vede. Caracterul distinctiv al ucenicului lui Hristos, care când iese și este radical diferit de toată lumea, ar trebui să se vadă. Dacă nu se vede, s-ar putea să-ți fie foarte bine acolo unde ești și să te mulțumești pentru așa cum ești. Reversul este că nu te mai deranjează faptul că colegii tăi nu-L cunosc pe Hristos. Și nu te furnică nimic când te gândești că cel care este lângă tine, dacă moare mâine, merge în iad. Dacă restrângem cercul și zicem, nu sunt doar colegii, sunt prietenii apropiați. Dacă restrângem cercul și familia. Întrebarea e, când a fost ultima oară când am tânjit în rugăciune pentru prietenii noștri ca să-L cunoască pe Hristos? Dacă nu-ți mai aduci aminte de rugăciunea aia, s-ar putea creștinismul să fie prea confortabil. Hai să mergem mai departe. Nu te gândești niciodată la predica de duminică. Acum, după asta s-ar putea să nu ai de ce. Și nici măcar nu-ți amintești de ea. Vii la biserică când n-ai alte planuri de weekend, iar a ține duminica liberă în calendar ca să ajungi la biserică nu e o prioritate. Și când trăim într-un confort material, sporit, și biletele la Wizz Air sunt ieftine primăvara, s-ar putea să nu vezi un punct special în viața ta ca duminică să fie acasă. Și se adună 2, 3, 4 duminici și tu n-ai trecut pe la biserică și nici nu simți că ai lipsit. Și dacă simți, când te reîntâlnești cu prietenii, de când nu te-am văzut. Păi da, mai rar la biserică, și eu și tu. Mie mi se aplică că vin rar la biserică. Că sunt alte biserici. Dacă predica de duminică este așa de ușor de uitat, dacă nu ești cu nimic implicat în a fi aici, a prezent și a poate chiar lua notițe, poate ați nota niște lucruri, a face o poză la un citat, s-ar putea să fie aici, că e cultural să fie aici și să-ți fie foarte comod să fie aici. Un alt punct este următorul. Nimeni și nimic din biserica ta nu te deranjează vreodată. Dacă mergi la biserică cu oameni cu care este întotdeauna ușor să vorbești, întotdeauna e distractiv să fii în preajma lor, întotdeauna se aliniază îndeaproape cu opiniile și părerile tale, s-ar putea ca creștinismul tău să fie prea confortabil. Niciodată nu trebuie să pui întrebări incomode, niciodată nu ți se adresează întrebări incomode. Adevărul spus în dragoste nu-i cazul să-l amintim, fiindcă nu ne spunem adevărul de genul ăla care să ne facă incomozi. E mai confortabil să ridici din numeri când îl vezi pe ăla ce păcate face, decât să-l abordești, să-i spui, sunt lângă tine și aș vrea să te ajut dacă pot. Nu abordăm ca nu cumva să ne incomodăm relațiile. Chiar dacă am face-o pentru a da la o parte vreun păcat. Reversul este că nimeni din biserica ta nu poate vreodată să spună că tu crești într-un anumit domeniu. Că nu ești destul de vulnerabil față de nimeni și nu se vede creșterea față de nimeni. Hai să mai luăm un exemplu și anume, dacă credința ta creștină nu-ți confruntă niciodată idolii și nu-ți provoacă obiceiurile păcătoase, ci doar te afirmă așa cum ești, s-ar putea să mai fie încă un semn că ai o credință prea confortabilă. Vii la biserică și pleci de la biserică exact cum ai venit.
pe tine nu te-a atins, au zburat peste capul tău problemele pe care le discutăm aici. Credința sănătoasă nu te acceptă și te încurajează în tot ceea ce faci, ci te șlefuiește, te modelează și deseori procesul doare. Rafinarea credinței doare. Citim versete de gen Efeseni 1 cu 4 și ne uităm la faptul că El ne-a ales, dar nu citim și faptul că ca să fim sfinți și fără prihană. Ca să fii fără prihană, trebuie să lași în urmă niște lucruri și doare când le lași și renunți la ele. O altă trăsătură este faptul că rugăciunile tale, ale mele, se învârt în jurul menținerii unei vieți fără probleme. Apoi, devii mai des un arbitru decât un judecător, un jucător. Și pasiunea pentru biserică este în scădere, pentru că Dumnezeu este ținut în lesă. Hai să le traducem pe fiecare. Ce înseamnă că rugăciunile tale se învârt în jurul menținerii unei vieți probleme, fără probleme? Și anume, Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi. Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi. De la egocentrism vine asta. Dar când eu nu știu să zic decât Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, s-ar putea să caut confortul mai mult decât pe Hristos. Mai des un arbitru decât un jucător, să vii la biserică și să pleci de aici cu un cinism și spirit critic de invidiat. Ăla n-a făcut, ăla s-a bâlbâit, ce tare a fost basul, la grupe, la copii, dar cum s-a purtat cu copilul meu, și devenim arbitri, pentru că putem să amendăm repede și scoatem cartonașul galben. Pentru că nu știm cum miroase gazonul de aia, că nu coborâm în teren. Și îl ținem pe Dumnezeu în lesă. Adică lăsăm să meargă atât cât îl lăsăm noi. Îi punem lesa și nu lăsăm să intre în anumite domenii în care s-ar putea să creeze mult deranj. Și un alt lucru care pe mine m-a pus pe gânduri este faptul că nu ești entuziasmat de rai și că la un moment dat îl vei vedea pe Dumnezeu față în față. Și când am citit lucrul ăsta la un autor, mi-am adus aminte de un lucru care pe mine nu mă entuziasmează și nu știu de ce. Biserica Via organizează de ceva vreme excursii în Israel, s-a organizat. Și noi din 2012 tot încercăm să ajungem și tot s-a anulat. Problema este că nu-mi pare rău. Și am stat și m-am zis, Doamne, dar de ce nu vreau să văd locurile în care ai umblat tu? Și dacă aplic indiferența asta la rai, s-ar putea să am o problemă. Cântăm, într-o zi va fi totul nou, dar oare tânjim ca totul să fie nou? Nu știm cum arată cerul, nu ne interesează foarte tare, că ne-i bine aici și acum. Și când ne gândim la lucrurile astea, s-ar putea să avem o problemă, pentru că nu tânjim să-L vedem pe Hristos față în față. Nu tânjim să lăsăm totul în urmă și să mergem acolo. Când e greu, da, Doamne, ducă-se odată, dar când e bine. Nu glume de genul, Doamne, dacă n-ai venit acum, mai stai un pic, că numai ce mi-am schimbat casa, să mă bucur de ea. Doamne, dacă n-ai venit până am dat bacul, acum că l-am dat, mai stai un pic, să mă bucur de facultate. Dar stau să mă însor mai un pic. Hai, nu te grăbi, Doamne Iisuse. Fiindcă nu tânjim ca Dumnezeu să se întoarcă, să-L trimită pe Domnul Iisus și să ne ia cu El odată în cer. S-ar putea să fie prea confortabil aici ca să vrem să fim acolo. Hai să mergem în final către cum înfruntăm idolul ăsta. Cum îl înfruntăm și cum reușim să scăpăm de el. Și aș vrea să ofer câteva soluții cât de cât practice și aș vrea să stăm pe gânduri fiecare în dreptul nostru. În primul rând, nu ridica preferințele bisericii tale ca fiind standardul de aur. Acum, venim aici că ne place. Unii venim obligați de soție sau de soț. Dar venim în principiu că ne place aici. Dar dacă ne place aici, nu înseamnă că doar aici se fac lucrurile bine. Nu înseamnă că stilul pe care îl adoptăm aici este singurul stil bun. Dacă noi ne uităm la alte biserici și ne uităm de sus superior, s-ar putea să avem o problemă. Să te uiți pe internet și să-i vezi pe alții cum cântă coral, cum vezi fanfară, cum vezi poezii recitate în față, care nu sunt deloc pe gustul nostru aici. Dar nu înseamnă că sunt mai slabe ca închinare decât ce facem noi aici. Așa că să nu ridicăm preferințele bisericii de aici la rang de standard. Asta e confortul familiarității. Ni familiar, ni bine, când suntem provocați de altceva, reacționăm. De aceea, al doilea pas, învață și creează parteneriate dincolo de biserica ta.
ne ușor să mergem, să ne închinăm și să stăm în biserici care sunt asemănătoare cu noi. Dar cum ne simțim când suntem chemați să mergem la o biserică de romi, într-un sat la 50 km de Cluj? Se trebuie să nu fie foarte confortabil. Dar cum este să mergi într-o biserică în care se cântă cântări pe care tu nu le-ai auzit în viața ta, fiindcă sunt din cărțile negre, pentru cine știe? Tot închinare și aia, dragii mei. Mai departe, nu evalua biserica în termenii de ce am obținut eu de la ea. Deseori s-ar putea să pleci de aici și să zici, nu mi-a plăcut închinarea. S-ar putea să pleci de aici, predica a fost... Ce-ar fi să pleci de aici și să te întrebi, eu cu ce am contribuit la închinarea de azi? Ce-ar fi să pleci de aici și să te întrebi, eu cum am edificat trupul lui Hristos prin prezența mea astăzi la biserică? Sau cum a fost glorificat Dumnezeu de ce s-a întâmplat în clădirea asta? Sau ce atribute ale lui Dumnezeu au fost evidente în timpul închinării? Puneți întrebări care să te provoace, să te facă să gândești mai mult, să te cerceteze. Fiindcă dacă pleci de aici vis-a-vis de ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut, s-ar putea să fi venit pentru motivul greșit. De aceea, mergem mai departe și spunem în felul următor, învață să te închini lui Dumnezeu, indiferent de stilul muzical. Și mergem deseori și ne uităm la stilul nostru, care e asemănător Hillsong, dacă vreți, sau este contemporary Christian. Și nu mai știm să ne închinăm pe altă muzică. Și fiindcă nu mai știm, ne uităm superior la cei care o fac altfel. Încă un lucru, vină mai devreme la biserică și pleacă mai târziu. Chiar dacă asta înseamnă mai multe discuții incomode cu oameni mai ciudați ca tine. Să vii mai devreme înseamnă să stai să vorbești cu oamenii, să-i cunoști, să vezi că sunt diferiți. Poate nu știi cum îi cheamă, nici eu nu știu pe toți cum vă cheamă, dar încercăm, dacă îi spui, dă-mi voie să mă rog pentru tine și spune-mi un motiv de rugăciune, s-ar putea să-l ții minte până data viitoare și să ai un nume pe care să-l și folosești. Când venim la biserică pe furii și plecăm repede de la biserică, s-ar putea să fi venit să bifăm ceva, dar nu să fim parte din trupul lui Hristos. Atunci când nu deranjăm niciodată, nu ne deranjăm să facem conversație, mulți sfinți vor rămâne pur cunoștințe și nimic mai mult. Încă trei. Dăruiește până la punctul în care simți lucrul ăsta în bugetul tău. Cum Biserica Via este o biserică care dăruiește și de câte ori a fost o chemare pentru dărnicie, lumea s-a mobilizat. Dar cred că putem mai mult. Zecioara e o poruncă, dărnicia nu e o poruncă. Dacă reușim să ne dăm zecioala, cred că putem mai mult. Dacă facem prioritate din biserică și slujire, nu va fi prea mult. Ca parte de sacrificiu, ca parte de slujire, este și generozitatea cu care venim înaintea lui Dumnezeu. De aceea, fii flexibil de dragul misiunii. Fii flexibil să fii chemat, să mergi, să dăruiești, să pui mâna, să te implici. Deseori lucrurile sunt prea comode ca să mai fim și flexibili. Lasă dintr-o ieșire pe an, lasă dintr-un weekend care ai vrut să pleci ca să fii în alt loc unde e nevoie de tine. Și sunt multe lucruri în care e nevoie de noi. Și în ultimul rând, nu renunța când lucrurile devin grele. Știți când e cel mai greu să slujești la Via? În august, când sunt concediile, la Paști și la Crăciun. Mai ales dacă Crăciunul nu pică vineri, sâmbătă, duminică. Că venim duminică la biserică și iar trebuie să vin și luni și marți și miercuri, sau cum trebuie să facem program. Și tendința e să slujești când e comod, dar să nu slujești când este incomod. Scriptura ne învață cu totul altceva. Și aș vrea să închei cu o ilustrație pe care am citit-o despre un ucenic creștin care răspunde unui sceptic despre creștinism. Secolul 2. Și în secolul 2 creștinul scrie următoarele lucruri necreștinului. Am observat domnul meu Diognetus, epistola către Diognetus se numește, interesul profund pe care l-ai manifestat față de creștinism și cercetările atente și minuțioase pe care le-ai făcut despre el. Ai vrea să știi și ce fel de cult practică ei, care le permite să acorde atât de puțină importanță acestei lumii
și chiar să ia moartea în derâdere, chiar și pentru a face lumină, a fi luminoși în fața morții. Din moment ce resping zeitățile venerate de greci și numai puțin decât resping superstițiile profesate de evrei. Sunteți curios de altfel în legătură cu afecțiunea frățească și caldă pe care o simt unii față de alții. S-a observat acolo? Iau chiar moartea în derâdere și sunt luminoși în fața morții. Și sunt curios câți martiri a văzut omul ăsta până a putut să observe lucrul ăsta. Câți oameni au murit pentru Hristos ca să fie evident cum mor creștinii pentru Hristos. Și anume, seninii. Asta înseamnă să renunți la tot de dragul lui Hristos. Aș vrea să închei din nou cu Evrei 12, dar citesc 4 versete de data asta. Și noi, dar fiindcă suntem înconjați de un nor așa de mare de martori, inclusiv martirii ăștia, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, ca să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care a fost pusă înainte, atenție, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți nu de oboseală în sufletele voastre, ci de lenevială. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Dacă confortul și căutarea lui este un lucru natural, dăm voi să spun că urmarea lui Hristos e un lucru miraculos. Hai să cerem minunea asta de la Hristos încă o dată astăzi și vă invit să facem o rugăciune. Așa cum stăm, v-aș ruga să plecăm capetele ca să cerem lui Dumnezeu minunea asta. Doamne, încă o dată stăm înaintea Ta și Te rugăm frumos să ne cercetezi așa cum numai Tu știi să o faci. Și, Doamne, Te rugăm frumos, ajută-ne să vedem în adâncul inimii noastre care e motivația cu care venim aici. Care e motivația cu care spunem că suntem creștini și Te urmăm. Doamne, am vrea să fie dragostea pentru Tine, pentru biserica Ta și dorul după cer. Doamne, în bunătatea Ta și în harul Tău ne-ai dat așa de multe lucruri. Ne-ai oferit așa de mult confort. Doamne, așa de bine. Dar, Doamne, Te rugăm, nu lăsa să ni se lipească inima de ele. Am vrea, Doamne, să ni se lipească inima de Tine. Și când ne chem Tu, să nu negociem chemarea Ta. Te rugăm frumos, continuă să ne vorbești și Te rugăm frumos, continuă să o faci prin Duhul Tău cel Sfânt. Astăzi și până duminica viitoare când ne reîntâlnim. În numele Domnului Iisus. Amin.